Seamănă cu cel pe care l-a avut. E un semn, Hakmat. E un semn că trebuie să pierzi. E un semn că e timpul să pierzi, Hakmat. E un semn! Venin! E timpul. Alege un venin să-ți cea miraculosul sau îl dai de bunăvoie. Alege! Ai timp 5 minute. Pentru că oricum o să te transformați toți. Buburuza, ce ne facem? Avem, eu și Mătanu, avem 2 minute. Ce ne facem? Nu știu ce să fac. Am o idee. Mătanu, tu te transformă-te și după aia transformă-te la loc și accesează chiar felinei ca să-i dai pe miraculos. Dar este un miraculos, poate îl distrug. Asta e și faza. Fără miraculos nu o să mai aveți super puteri și așa o să putem să-l învingem, luăm toți ceilalți miraculoși și așa o să repar eu totul după. Dar o să revină la el în mână. Pentru că el o să aibă obiectele. Nu, trebuie să avem grijă să luăm obiectele distruse. Ok, mă duc. Argos, cine mă un pic de pază, ok? Bine, hai aici, regele albinei. Ok, e clar timp, clar, e clar. Nu știu de ce, dar eu simt ceva la picioare, dar nu știu de ce. Parcă pentru că a plouat, dar nu contează totuși. Transformarea! Trebuie să mă reîncarc! Trebuie să mă reîncarc de tot! Tiki, mănâncă repede! Argos! Nu! Argos e în pericol! Tiki, transformarea, da! Mini talisman! Ok, am primit înapoi toporul. E timpul. Regele albinei, lasă-l pe Argos în pace, acum! Cine o să mă oprească? Eu, cu asta! Te sau o să te distrug! O să folosesc veninul! Venin! Ha! Acum pot lua liniștit miraculosul. Miraculosul e al meu. Am luat un cercel deja, uite cum se detransformă. Și o să mă uit la ea. I-am luat ambii cercei. Chiar acum o să-i scot. I-am luat cercei care s-au transformat în cătușe, nu știu de ce. Și acum se detransformă încet. Frumos, frumos. Să nu te gândești. Chiar a felinei. Venin! Nu, mi-ai distrus veninul. Nu se poate așa ceva. Nu! Nu, cercei, nu! Trebuie să o duc pe Rahela de aici, imediat. Hai, Rahela, hai! Hai, Rahela, te rog, trezește-te! Unde? Unde sunt? De ce nu sunt transformată? Ia-l ce cercei! Mersi, dar de ce arată ca niște cătușe? Și în primul rând, de ce sunt aici? Ce s-a întâmplat? Mumzi, am fost veninată și a fost convecisă buburuza să dispară? Da, dar nu contează, ce-am luat miraculosul, transformă-te. Bine, Tiki, transformarea, da! Talisman norcos! What? Un topor iară, deci e clar că îmi va da același talisman norcos pentru regele albinei. Regele albinei, e timpul să te predai! Niciodată! Nu uitați de mine! Nuru, aripile negre, veniți! Destramă puterea! Nu merge! O, nu este un acum liber și dacă eu nu l-am creat, nu pot!
să-l deposedez. Doar cel care l-a creat poate, care a folosit miraculosul. Nu se poate așa ceva. Și ceva, o să creez alta acum care să configureze cu arasul. Du-te, micul meu, acum și intră miraculosul meu. Nu, stai! Trebuie să-l deposedăm. O să mă ocup eu de asta, deoarece pot purifica, dar nu-l pot purifica pe lui. Sunt sigur că acumul e undeva prin geanta aia, sau poate chiar în geantă. Ok! Du-te, mic, acum și creează o interferență cu orașul! Și să fie numai natură ca să nu poată să scapă regele albinei. Ta! Merge, puterea mea! E cea mai bună, ha, 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 ha. Nu uita, nu mai ești ca pe vremuri rău, acum ești bun. Da, scuze, e timpul să te predai. De ce mă-și preda când mai ai doar 3-4 minute și te transform la loc și miraculosul va fi al meu? Pentru că doar eu pot scăpa de acest acum. Și nu uita, doar eu pot. Uite, copacii cresc din acum. Muhahaha. Motan Noir, du-te repede și distruge geanta. Bine, gheara felinei. Nu pot, am folosit-o deja. Trebuie să fugi. Nu pot folosi de mai multe ori puterile. Trebuie să încerci să reușești să faci asta. Ok. Nu vreau să mai respect această regulă cu detransformarea. Da. Am mers. Miraculosul meu e din nou. Gheara felinei! Ha! Micule Amok, te deposedezi de sub existența ta și vei deveni un flutule normal. A mers, nu mai e nimic. Ai pierdut regele albinei? What? Nu se întâmplă? Ce se întâmplă? Fulgeră! Talismanul meu norocos! Fulgeră pe el! Ce se întâmplă? Cred că trebuie să repar totul. Dar nu ai făcut asta niciodată. Încearcă, cred că e o putere de-a ta. Ok. Boboroza miraculoasă! Boboroza miraculoasă! What? Bă, să cred! Totul revine așa cum era în normal. Cerul e din nou cer. Frumos. Nu! Nu se poate așa ceva. Geneză, scooter, galben, mereu voi scăpa. Într-un final sau altul, miraculoșii voștri vor fi ai mei. Am rămas încă cu miraculos. Ha, 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 ha. E timpul, niciodată să scăpați. Ha, ha, mereu voi câștiga. Mereu. Aripile, dezburat, jos. Tu ai face bine să-mi dai puterea veninului infinită. Dar nu pot, nu pot, hrănește-mă. Nu o să te hrănesc niciodată până nu-mi zici. Ok, ok, o să încerc să fac cele astea, dar trebuie să te maturizezi. Am 19 ani. Atunci, fă cum a făcut Motan Noir. Ok. Nu scăpați voi de mine. Buburuză, Motan Noir, Argos, Hakmat, cel bun. Nu veți scăpa de mine niciodată. A fost foarte obositor. Rahela, cred că ai uitat ceva. Ce? Ce-a aflat identitatea. Atunci înseamnă că... Nu știu ce să zic, dacă puteți să-ți mai lăsăm miraculosul. Am înțeles. Să cadă petele. Tiki, renunț la tine. Luați, sper. Să faceți alegerea corectă. Să faceți alegerea corectă, vă rog.
Nu-i problem. Argos, nu mai fi atât de rău, nici un Hawkmoth. A fost o greșeală până la urmă. Dacă ea nu se arăta, eu puteam acum să nu-l mai am pe Black. Și știți că puterea lui Black e una foarte importantă. Așa că e bine cum a salvat. Așa că continuați. Ia-o pe Tiki. Mulțumesc, Mântul Alac. Pa! Pa! Cam acesta a fost și sezonul 2 din Elementele Bruscului. Dacă vreți și sezonul 3, băgați un mare like, subscribe plus clopoțel ca să apare un nou, cât mai repede noul sezon. Iar noi ne auzim data viitoare. Pa, pa!